este educația financiară de la BCR și sunt mai încrezători când aleg să pună bani în mișcare. Emisiune sponsorizată de BCR pentru o Românie inteligentă financiar. Salutare, dragilor, și bine ați venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm săptămâna finanțelor personale dedicată principiilor pentru bune practici financiare în familiile noastre. Vorbim de câteva săptămâni de o serie de principii pentru modul cum punem banii în mișcare în familia noastră, principii care ne ajută, ne fac bine și doresc să le împărtășesc cu voi. Am vorbit de mai multe principii, toate sunt înregistrate, disponibile online pe site-ul digi24.ro la emisiunea Banii în Mișcare. Am ajuns la principiul cu numărul 15 și acesta se referă la modul cum ne gestionăm banii în familia noastră și știu că sunt mai multe alternative, o să le trecem în revistă, o să vă spun ce credem noi că practic eu cu soția gestionăm banii împreună, la comun, totul extrem de transparent și sigur că fiecare este liber să facă cum simte ce crede, noi doar vă împărtășim de ce ne ajută să facem de maniera aceasta în familia noastră, să ținem banii împreună și să avem transparență maximă. În evoluția noastră în timp, de exemplu în tinerețe, când suntem într-o relație la început și de-abia ne cunoaștem, suprapunerea financiară între parteneri este foarte mică. Probabil că sunt lucruri tangențiale care necesită cheltuieli comune, poate niște ieșiri la masă, la restaurant când împărțim nota sau mergem în concedii și este normal ca fiecare să-și acopere propria contribuție. Dacă lucrurile avansează în timp și, de exemplu, tinerii se mută împreună în aceeași locuință, în chirie, sau au cheltuieli mai mari, utilitățile lunare și așa mai departe, deja această componentă comună începe să fie din ce în ce mai mare ca pondere în bugetul finanțelor personale pentru fiecare în parte. Lucrurile când avansează în timp și deja cei doi formează o familie, deci căsătorie și apar sau nu copii mai puțin important, și faptul că formează împreună o familie sub același acoperiș și, de exemplu, la noi, în familia noastră, totul, chiar acest cerc care simbolizează tot, este la comun, tragem împreună la aceeași căruță, avem venituri care intră în casa noastră din mai multe surse, nu facem contabilitate cât aduce Iancu sau cât aduce Andreea, soția mea, în casă, important este că fiecare aduce o contribuție și veniturile totale la nivelul familiei sunt distribuite foarte clar între economii prima dată pentru investiții care au în spate niște visuri comune. Până la urmă, de ce trăiești împreună, ce vrei să construiești în viață, ce vrei să faci peste 10-20 de ani, ce te face fericit. Apoi ai niște cheltuieli care se împart în nevoi și dorințe. Recomand, de multe ori am spus lucrul acesta, ca dorințele să fie acoperite cât mai mult din randamentul investițiilor, nu din venituri muncite, și banii să se ducă în special către nevoi și restul la economii și investiții. Acesta este circuitul banilor care te ajută să crești în prosperitate în viață pe măsură ce avansezi. Deci vrem să ne creștem copiii, să își amâne satisfacerea unor dorințe, trebuie să le dăm noi ca părinți exemplu că nu totul se satisface imediat pe credit, pentru că apoi în timp să nu mai avem bani cu adevărat pentru investițiile legate de proiectele cu adevărat importante în viața noastră, studii, educație, sănătate pentru copii și așa mai departe. Toate acestea pot fi făcute foarte ușor în aplicația Money in Motion, gratuită, un proiect 100% social, o aplicație disponibilă în App Store și Google Play, care te ajută să ții evidența cheltuielilor la nivelul familiei, transparent, tocmai pentru a avea aceste obiective de economii, pentru a vedea pe ce dăm banii în familie, pe fiecare membru în parte, unde sunt țintele, unde depășim cheltuielile realizate mai mari decât țintele propuse, ce ajustări avem de făcut, cine are de făcut aceste ajustări, nu pentru că trebuie să dăm socoteală unul față de celălalt, ci noi împreună, față de visurile noastre,
trebuie să dovedim că luptăm și credem în ele și atunci ne asumăm împreună la nivelul familiei niște economii și o strategie de investiții care să ne ducă acolo. În caz contrar, fiecare, am mai văzut familii, el are bugetul lui separat, ea are bugetul ei separat și pun la comun doar cheltuielile care au legătură cu casa, copilul, creditele. Este alegerea lor, nu judec pe nimeni, dar din punctul nostru de vedere, atunci când tragi la căruță în aceeași direcție, trebuie să-ți asumi împreună și faptul că banii se gestionează la cumulat. De aceea spun, știu că este un subiect personal, dar atunci când banii sunt ținuți la comun transparent, lucrurile sunt mult mai clare. Sper că vă ajută aceste principii, continuăm cu noi episoade interesante și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta. Banii în mișcare. Să fii mai încrezător în alegerile tale financiare. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.